Salut tuturor și bine ați venit la Jocuri și Tutoriale. Astăzi vom vorbi despre Direct Transfile. Cu acest soft puteți transfera fișiere de la un calculator la altul. Acest soft este portabil, ceea ce este foarte bine. O să aveți în descriere linkul de downloadare. Aveți posibilitatea să downloadați executabilul, care este acesta, sau zipul. Haideți să pornim și noi softul, dăm run. Are o interfață foarte simplă. De asta vom vorbi imediat, dar mai întâi trebuie să uploadăm ceva. Ca să uploadăm, uitați, scrie și aici create new upload și dați pe acest buton. Aici mai avem 4 butoane. Pe acest buton punem un fișier ceva. Cu acest buton, uitați, am pus această poză. Cu acest buton punem foldere. Stați un pic. Uitați, am și un folder aici. Am pus o poză și un folder. Cu acest buton eliminăm ceva din listă, de exemplu să spunem că nu mai vreau testul, folderul test, și dau pe acest buton, pe acest X roșu, și a dispărut din listă și am rămas doar cu poza. Aici mai avem un buton care închide programul, ceea ce nu vrem deocamdată, și după ce am pus în listă ce am vrut noi, dăm register. S-a încărcat, nu știu ce, și a apărut un cod aici. Acest cod ne trebuie. Să pun și eu aici DTF cod. Ok. Dăm ok. Acum a dispărut programelul, dar de fapt el rulează în sistem 3, este aici lângă ceas. Acum ați uploadat ce ați vrut și vreți să trimiteți acea poză, în cazul meu e o poză, cuiva. Și acea persoană trebuie să aibă acest soft. Cum am mai zis, este portabil, ceea ce este foarte bine. Îi dă run, i-a apărut această fereastră și aici la start new download from link trebuie să scrie codul, codul pe care ni l-a dat acum câteva secunde, acesta. El o să scrie codul, după care dă pe acest buton și acum trebuie să selecteze unde să salveze ce ați vrut voi să îi trimiteți. Dă ok și se va descărca la el în calculator. Interfața este foarte simplă, a fost foarte simplă. O să-l opresc și eu. Haide, așa. Cam asta a fost. În opinia mea este un soft foarte bun și se trage destul de repede, cel puțin așa a fost la mine când l-am testat pentru prima oară. Acum nu mai am cu cine să testez descărcarea, mă rog, transferul. Doar v-am arătat despre ce este vorba. Cam atât a fost. Ne vedem în tutorialul următor.